Deschidem cuvântul Domnului în Evanghelul pe Luca, în capitolul 10. Tot din 4 în 4 ani, predic dacă n-ați băgat de seamă, de aici, din 10, versetul 25, pentru că măcar din 4 în 4 ani să ne ducem aminte să fim oameni. Luca, capitolul 10, de la versetul 25, un învățător al legii să scula, să ispitească pe Iisus și a zis învățătorile ce să facă ca să moștenesc viața veșnică. Isus a zis, ce e scris în lege? Cum citești tu în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine, a răspuns, a zis Isus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el care voia să se îndreptățească a zis lui Isus și cine e aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Erihon a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut în milă de el. S-a apropiat de a lega rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un an și a îngrijit de el. La două zi când a pornit la drum, a scos doi lei, iată Hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că e aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Pe păi cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel a zis Iisus. Amin. Ședeți. Dragilor, învățătorul acesta legii e ciudat că a vrut să le examineze el pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci, un elev vrea ca să examineze profesorul la care zice Iisus Hristos. Nu, 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 mă, stai rău, că noi doi, noi suntem pe poziții diferite. Deci eu sunt profesorul și tu ești elevul. Și eu te învăț pe tine. Nu tu mă înveți pe mine, pentru că problema lui era cine ar fi vecinul lui? Cine ar fi aproapele lui? La Hristos vine și zice nu căuta tu un aproape, fi tu unul. Pentru că întrebarea nu este cine ar putea să fie ăla băiatul la bun, ci întrebarea este sunt eu băiatul la bun de care vorbește Sfânta Scriptură. Și aș vrea să ne ducem din nou la personajele astea, pentru că într-un fel sau în altul, aici putem fi fiecare dintre noi, dacă nu suntem atenți, suntem băieți greșiți și fete greșite. Dar dacă suntem atenți, putem fi un samaritean bun, de care are atâta nevoie în lumea aceasta în care trăim. Haideți să ne uităm puțin la hoți, că, de fapt, până la urmă, deși vrem sau nu vrem, ei sunt uh, vedetele, că dacă nu făceau ei nici prostii, nu se întâmpla povestea, până la urmă. Hoții, aceștia, merg pe ideea că ce al tău e al meu dacă pun mâna pe el. Adică ei nu au nevoie de acte de proprietate. Ei îți dau un cap, ți-o lua ce al tău și mai ales că pe drumul acela spune Sfânta Scriptură care se cobora de la Ierusalim la Erihon. Preoții nu și de în Ierusalim, trebuie să înțelegeți ideea asta. Ei stăteau în Erihon. Erihonul era orașul preoților și leviților. În Erihon, pe vremea Domnului Isus Hristos, când povestește întâmplarea asta, erau 12.000 de preoți și leviți cantonați. Și ăștia făceau naveta la templu, la cum le veneau rândul cetelor. Țineți minte cu Zaharia că nu se putea urca la templu decât când li venea rândul, că erau mulți și le venea rândul. Drumul acela de la că numai câțiva kilometri, nu-i mult, de la Ierusalim la Erihon, da? drumul acela se, numește, se numea Calea Sângerosă. Din cauză că era plin de hoți pe drum. Din ce, de ce stăteau hoți pe drumul ăla? Logic. Pentru că popii umblau pe el. Dar până nu te duci unii nu bani. Ăștia veneau numai bine cu salarul de la templu, bani buni, ce mai căpătau, ce mai culegeau în stânga, în dreapta, și pe calea Sângerosă băteau și preoți, și leviți. Pe calea aceasta băteau pe toți oamenii care aveau puțin bănuți la ei și le luau bani. A fost atât de puternică în mentalitatea oamenilor de atunci ideea acestei căi sângeroase, încât și în secolul XIX se plăteau tribut șeicilor ca să te păzească pe drumul respectiv. În 1930 încă mai erau table pe care scria pe acest drum nu să circulă noaptea. Și pe drumul acela s-au opus hoții. Hoții aceia care vin până la urmă ca să facă ceva. Adică ce? să ția -ți ce al tău. Și aici nu trebuie să mai spunem nimic. Pentru că spiritual automat știm cine ne fură nouă bucurie. Cine ne fură nouă pacea? Cine ne fură nouă caracterul? Cine ne fură nouă familia? Cine ne fură nouă duhul? Cine ne fură nouă cele mai scumpe lucruri pe care noi le avem? Că noi călătorim, nu călătorim cu mâinile goale. În momentul în care te-ai pocăit, Dumnezeu o umple viața cu daruri. Și este cineva care te așteaptă pe drum. Mustrel Domnul. Este cineva care vrea să-ți fure toate aceste lucruri și tu dai vina pe fratele tău. Nu, pe el o folosit satana. Dăm vina pe biserică, dăm vina pe păstor, dăm vina pe, pe, nu știu ce întâmplări. Doamne, așa e lumea asta rea. Vreau să vă spun că satana e rău. Și amăgeaște -o, o grămadă de lume și folosește o grămadă de lume. Câți voi nu v-ați pierdut săptămâna aceasta, nu vă fura ceva? Hoțul cel mare! Așa spune Biblia despre în Ioan. Hoțul nu vine decât să fure și să junghe, dacă poate să te omore. Știți ce mă enervează la diavolul? În textul acesta n-am băgat de seamă până acum. Prima l-au jefuit și apoi l-au bătut. De ce l-ai mai bătut, mă? Dacă ai furat ce-a vrut, dacă i-a luat ceasul de pe mână, casetofonul, dacă i-a luat banii, de ce l-a mai bătut până l-a lăsat aproape mort? Că nu mai avea nimic. Ce ai câștigat? Satana e drag, fraților. E rău. Cu el nu se face pace. Pentru că el nu chiar caută numai să-ți fure ceva. El caută să te omoare. El caută să te distrugă. Satana caută să te facă neom. Asta m-a deranjat cumplit în treaba asta. Prima dată l jefuit și apoi l bătut. Este portretul perfect al diavolului. Și întrebarea pe care ne-o pune mereu, cât îl mai îngăduie Dumnezeu pe pământul acesta? Țineți minte Robinson Crusoe atunci când s-a dus el pe insulă și a făcut roz de vineri, nu de vineri 13, vineri. S-a dus cu... Avea și el acum un fel de sluguța lui, asta, pe indigenul ăsta. și a povestit la vineri într-o zi de diavolo, La care indianul ăla acolo, stând, tot au auzit povestea lui Robinson Crusoe despre diavol, cum că Dumnezeu așa. Și când au auzit câtă răutate face diavolul ăsta pe pământ, o să dar zice, Dumnezeu, de ce nu termină cu el? Ca să scăpăm odată, zice, vineri. La care îi dă Robinson Crusoe singurul răspuns valabil. Și Dumnezeu o va face. Altul răspuns nu avem. Va fi cândva, dar deocamdată, până atunci, aveți grijă la portofelele spirituale că vă fură de nu vă vedeți. Nu vă mai bateți cu mâna pe tiep, să ziceți, eu am cu Duhul Sfânt. Că așa fură asta, așa fură pacea și bucuria, așa se fură orice vrea să-ți distrugă. Vrea să te ducă la sapă de lemn, le lemn din toate punctele de vedere, pentru că e hoț. Pentru că a fost întotdeauna hoț pentru că totdeauna au vrut să aibă ce nu au avut el niciodată și nu va avea niciodată. Și de ce? Au vrut să-l fure pe Dumnezeu, fraților. O vrut să-l fure pe Domnul Isus Hristos. O vrut să fure Duhul Sfânt. Au vrut să se pună șef. Voia tronul din cer. A îndreptate. Păi dacă încerca să-l fure pe Dumnezeu, cu atât mai mult pe noi. De ce credeți voi că Biblia zice vegheați? ăsta e cuvântul. De... Nu dormiți. Nu dormiți, că mulți s au treză săraci. Nu citi Biblia. Ai dormit, te scot sărac, nu e o problemă. Atâția bătuți. Când se termină slujba, rămân bătuți pe aici pe undeva. Rugați-vă pentru mine chiar ce a făcut dracu' în casă la mine. Rugați-vă pentru mine că ea ce am făcut cu trupul. Atâția oameni distruși, ravagile satane le vedem în fiecare zi. De ce? Pentru că n-au vegheat, pentru că pe drumul ăsta care se coboară, că întotdeauna pe drumul care se coboară, te lovește. Niciodată satana nu are curaj să te ducă când urci. Și numai atunci când cobori, atunci te atacă. Exact ca românii când își atacă primarii după ce nu sunt mai primari. Aș vrea să înțelegeți că hotul ăsta, satana, e rău. De deci, aceea, păziți-vă. Să nu pierdeți rodul muncii voastre. Nu mai puteți da vina pe nimeni. Cel tău e al meu, zice, și le iau de la tine, dacă pot. Asta zice satana cu fiecare dintre noi. Asta zice cu copiii ăștia. Asta zice cu noi, cu cei bătrâni. Să nu cumva să credeți că nu acționează cu toți. Nu. Mergem la cea de-a doua, la cea de-a doua, al doilea personaj. Victima. Ăsta cu putem să zicem despre el că ar putea fi să zic că ce meu poate fi al tău dacă le iei de la mine. Mă, parcă e vinovat pe undeva. M-am gândit prima dată că ar putea să fie chiar vinovat. De ce? Păi dacă tu ai niște, că lojefuit înseamnă că au avut ceva, dacă tu ai niște lucruri importante și calea asta se numește calea sângerosă, și că n-au voie să circule pe ea decât în grupuri organizate și să plătești taxa de protecție la șeici ca să poată să aibă grijă de tine. Unde te duci tu, mă, sângur, cu portofelul? Gândești că e joia în beiuș. O ispită din ai mai văzut în piață jumate din portofel stă în, în afara buzunarului. O ispită satanică pentru orice om și dacă nu-i hot să se facă. Când vede, știți cum e portofelul la mulți joia în piață, când mă duc să mai mănânc mici. Aproape că vrea să-și ia Un portofel ce vrea să se elibereze. Biblia zice, Biblia zice, vai din ăla și care vine prilejul de ispit. M-am gândit la un moment dat, mă, redus la absurd. Aproape că e vinovat asta. Că dacă nu avea portofelul pe jumătate scos afară, ce poate că erau băieți buni și făceau facultate. Poate că ei mergeau la școală, avea ori. Nu se știe niciodată. Poate că e vinovat, bă, sărac. M-am gândit așa că de multe ori ești vinovat și pentru că trăiești. Nu ți s-a întâmplat să simți așa? Nu ți se pare că încurci puțin universul ăsta prin simpla ta prezență? De multă vreme ți se părea că ești o mobilă, așa -i? pe care unii sau alții te găsesc din când în când cu degetul mare de la picior. Noaptea. Fraților, vreau să vă spun ceva, lumea în care trăim nu e bună. Și vreau să vă spun aici, aici, înaintea Lui Dumnezeu în biserică, fiecare dintre noi suntem într-un fel sau într-altă o victimă. Hoți poate că n-am fost toți, dar victime suntem. Pentru că lumea asta în care noi trăim, iubiților, E o lume în care ne face să fim victime. Pentru că nu e o lume grozavă, nu e o lume bună. Mă gândeam că ce planuri de viitor avea omul acesta. Și într-o clipă, cum o veni nenorocirea. Să fi gândit ce face cu banii. Să fi gândit cum ajunge acasă, cum investește câți dintre noi nu ne-am făcut planuri și toate? Oare cum e să fii victimă? Oare cum e ca cineva să-și distrugă, să-ți distrugă pe bu bucuria și pacea pe viață? Cum o spunea o soră de-a noastră al altăieri. Trei copii mari, că mi-e rușine, zice, să, să, spun treaba asta. Sunt cu trei copii mari, așa sunt copiii mei, că brază. Și mă părăsă bărbatul meu cum vin la biserică, cum mă cu ei. Ce spun? Victima. Avem un băiat la școală, dați-mi voi să zic Radu, aici, anul întâi. Crescut la casa de copii. Ce eram 500 de... 500 de copii, pastore. 500. La 12 ani m-au violat. La 12 ani. Și zice, cel care m-a violat avea SIDA. Aveam să descoper că am SIDA câteva luni mai târziu. Copilul ăsta, copilul ăsta, bolnav de SIDA la noi la școala de predicare, anul întâi Mă mir că a mai rămas normal. Victima a altora, a unui sistem nenorocit. Cum să bași, mă, 500 de copii în școală, mă, odată? Când ți -e greu să ai grijă de 3, 4, 5 într-un loc, dar 500, mă? Știți ce m-a durut la el? A fost faptul că s-a luptat cu viața. Și acum e student la Babesboi, la Cluj. Și nu vă vine să credeți, de 3 ani de zile e tot șef de clasă și are note fantastice. E cel mai bun. Are propria lui cameră în internat, cu zice el, cu toaletă, asta e lucru mare. Are propria lui cameră cu toaletă în internat. Și săracul o considera că e vremea să-și facă, eu știu, să, să facă un pas în viață, iar așa cu. Și s-a căsătorit cu o colegă de-a lui m-am căsătorit, zice, și am făcut nuntă și am fost așa de fericiți. O venit la mine să-mi spună ieri că e din nou victimă. Are iubit pastorii, zice. Ea are iubit acum. M-am gândit oare câtă, de câte ori poate fi copilul ăsta victimă? Știi ce a făcut ieri? Că asta am m-a emoționat când a venit la ora 9 aici curățea zăpada și-o mătura zăpada de pe și eu am crezut că nu mă mătură zăpada de pe trept știți la cât eu intrat înăuntru la 12 și jumătate totul, 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 totul tot totul, totul le-a măturat de zăpadă, totul le-a făcut curate era îndețat de frig, nu avea nici mătură cum trebuie. La care vin înăuntru pe la 12 și jumătate, înainte de masă, zice, am, am mi și foame -mi și pierdui tot. Zic, <gântu> las că o fac separat cu tine altă dată. Oare, oare cât de des putem să fim victime? Abia aștept de multe ori să vezi cât se îndreaptă viața și dintr-o auzi că scrie în Biblie, citești, sau auzi cântând, un val, parcă cheamă un alt val. Luptați-vă să vă rămână mintea întreagă. Și tratați pe toți ceilalți cu dragoste. Pentru că vreau să închei băiată povestea cu radul nostru, ce că să zice că te ieri o pleca la sfârșit, deci ultimul s-a dus. Că și-a băgat lucrarea, le-am lucrare și și-a băgat lucrarea între ceilalți, ca nu cumva să văd eu care a lui. Deci am încercat să te, să te prostesc, pastorice ce nu corect. Mă și-a lucrarea și-a pus o prima. Uite, zice, șase rânduri, că n-am avut vreme. Ce deci, fosta mea soție, deși m-a părăsit pentru altul, zice, Amu că suntem în perioada de examene, zice, nu știi să lucrează și mă astea să o ajut la examene. Păi normal că trebuie să o ajut, zice. Că de deci, aceea suntem din Dumnezeu, nu pastori? da. Și cu asta se sfârșește povestea. Că trebuie să o ajute pe fosta lui soție care are iubit, care are și aceea sesiuni. Mergem la preot și la levit, că și ăștia mai ciudați. Deci hoțul, ce al tău, e al meu și le-au de la tine, dacă pot. Victima, ce al meu, poate fi al tău dacă e de la mine. Parcă și buzunarul desfăcut și portofelul pe jumătate afară. Preotul și levitul, ce al meu, al meu și îl păstrez, nu-l dau la nimeni. Ce al meu, e al meu îl păstrez și nu l dau la nimeni. Știți ce n-am băgat de seamă de 20 și ceva de ani de când predic Evanghelia și le spuneam la ieri la frații mei aici la școală? N-am băgat de seamă un lucru. Zice așa, din întâmplare, versetul 31, se cobora pe același drum un preot. Se cobora pe același drum un preot. Eu am predicat până acum că preotul poate să o grăbit că mergea la slujbă. N-am băgat de seamă că nu mergea la slujbă, venea de la slujbă. Avea timp berechet. În Ierusalim fusese la templu, acolo a avut slujba, acum mergea acasă. M-am gândit, bă, dacă la ora nouă trebuia să fie în Sfânta Biserică, și era nouă fără zece. Normal că s-ar fi grăbit, ar fi zis, bă, n-am timp de asta, că trebuie să predic, trebuie să dau cu cădelnița, nu pot să fac lucrul ăsta. Dar el gătase slujba, o terminase, acum mergea acasă, nu mai avea ceas. Și încă ceva, tot eu am predicat, că am zis, de-aia nu s-au atins de el să vadă dacă e mor sau viu sau ce s-a întâmplat cu el că avea o problemă cu legea curățirii și după aceea trebuia să se curățească, că nu putea să facă slujba altfel. Dar el nu mai avea treabă cu legea curățirii, că el pleca de la slujbă jos, gata era cu slujba. Avea tot timpul să intre în carantină, înțelegeți că era o vorba de șapte zile și lui venea rândul din nou să slujească la șase luni. Nu era problemă nici cu legea curățirii, nu era problemă nici cu graba. Pentru că Dumnezeu vrea să spună astăzi prin mine că n-a avut nicio circunstanță atenuantă, niciuna. Poate că o fi văzut levitul cu coada ochilor ochiului, zicea un frate. Și a zis, bă, eu nu fac treaba asta, las că dacă te vine levitul, poate că l ajută el. Că eu spopă, mă. Lasă să facă cantorul, ceva, că oricum n-a arătat școală ca mine. Știți? Poate o fi gândit lucrurile astea, de el avea ceva și și avea. Avea porunca biblică să se aplece. Spune în Deuteronom, capitolul 22, versetul 4, poruncă pentru preot, dacă vezi măgarul, dacă vezi măgarul sau bou, fratelui tău căzut în drum, să nu o colești, ci să-l ajuți să se ridice de acolo. Avea poruncă în Deuteronom pentru un măgar și pentru un gibol. Și aici era un om. Nu era nici grabă, nici legea curăției, n-avea nici probleme cu Biblia, pentru că Biblia l obliga să aibă grijă de oameni. Vă pun întrebarea aceasta simplă. De ce nu facem o coloc de care avem nevoie? Pentru că am ajuns la concluzia că dacă ne văd alții că nu ne pasă, pentru că Levitul vă spune cum o gândit, nu s-a plecat popa în dreptul lui, nu fac nicio. Doar eu, un cantor. Dacă părintele nu au ascultat Biblia, de ce ar trebui să o eu. Fraților, mai bine să o fi gândit în siguranță decât să-ți pară rău. Poate așa nu auzi nici strigătul. Duminica trecută, o femeie în orade a fost înjunghiată la parterul unui bloc de către fostul ei soț. O băga cuțitul în ea de cinci ori. Și știți ce s-a întâmplat. Toți oamenii care au fost și au văzut nu au intervenit niciunul. Se vede pe filmare cu un șofer de taxiu care e la un metru de ea când vede că e sânge și îi de dat declarații. Au plecat. Ceilalți oameni V-am mai vorbit dată despre sindromul apatiei urbane. Poți muri, nimeni nu s pleacă lângă tine. Caz jos. Nimănui nu-i pasă. Nimănui. Îmi spusese tot un student de-a meu și am spus-o în biserica din Londra, data trecută când a fost la curs, că atunci când a fost accidentul acela la satul mare, el a fost de față, și când l-am văzut pe șoferul ăla la mașină, mi-am dat seama că ceva nu e regulă, că avea bordul peste picioare. Și era o coadă de un kilometru deja în spatele lui și am văzut că a început mașina să ia foc. Și am început să strig la oameni, veniți că omul ăsta arde, aduceți un extintor! Nimeni. Erau șofer de tir, care avea extintoare mari. Era ambulanța, că a fost o ambulanță băgată în accident. Avea ambulanța! Știți ce au făcut oamenii, povestea studentul ăsta al meu? Și-au făcut poze. Și-au filmat cum omul arde de viu. Și-a ars de viu în mașină. Și nimeni nu s-a dus după extintor, că erau hotărâți și grăbiți să facă poze! Selfie! Asta m-a ajuns astăzi. O lume de spectatori. Gândiți-vă că n-a avut o rană, a murit de viu, ars de viu! Pentru că nimeni nu a mers să ia un extintor să stingă focul, care la început o fost în mașină. Spunea el, când m-a dus și am luat un extintor, era pe târziu, nu se mai auzeau țipetele, nu se mai auzeau nimic, Totul a fost gata. Și oamenii continuau să-și facă poze, blestemate fie telefoanele. Că am ajuns, am ajuns să nu mai avem grijă de oamenii noștri, pentru că suntem mai ocupați să vedem și să imortalizăm durerea, decât a ajuta. Decât a ajuta. ce al meu e al meu și nu-ți dau. Nu dau la nimeni nimic. Spopă, nu mă bag, nu-i treaba mea. Eu am alte treburi, mă duc acasă, poate mă așteaptă vreo hoșcă de femeie. Nu știu ce turați au avut. Atâția oameni care suferă pe lângă noi și așa atât de ușor ne-ar fi. Atâtea lucruri ne-a dat Dumnezeu. Toți suntem îmbrăcați bine. Toți avem capacități să putem să ajutăm ba pe unul, ba pe altul. avem și capacități financiare și mentale, cum vreți dumneavoastră, și spirituale. Ne-a dat Dumnezeu putere și ne-a dat răbdare. Și ce facem cu astea? Cum le folosim să avem grijă de ceilalți? Hai să mergem la Samaritean. Samariteanul? ce al meu e al tău și abia aștept să-ți dau. Ce -i al meu e al tău și abia aștept să-ți dau. Știți <grijin> cum a fost povestea? Tot a fost frumos la evrei, când ne-a spus Iisus Hristos, oh, o, oh, povesti povestea. Și la un moment dat, o aruncat o găleată de apărea ce pe ei. Cum a aruncat pe un transformator? Dar un samaritean. Dintr-o dată s toată bucuria. De ce? Pentru că evrei când auzeau de samariteni, oh, pop, pop, hop, spurcați. Orice ar fi putut să spune Iisus Hristos. Român, un român din întâmplare trecea și el pe acolo. N-aveau treabă. Dar să nu zic samariteni. Să nu zici samaritean că e problema. Și știți ce era? Ce am citit și nici asta nu știu până acum. Că cei care îi băteau pe evrei cei mai tare și pe pop și li luau bani erau toți samariteni pe drumul ăla. Deci când au povestit, dar un samaritean, că mă tem că și hară fi fost toți poate că s și-o spălat rușinea nației până la urmă. Dar povestea este că hoți mari erau samariteni, că nu prea aveau ei treabă cu legea, cu Dumnezeu, cu un altă. Ravișa și așteptau să și bate câte un evreu, mai ales popă. Știți ce văd la el aici? Se oprește și a, de ajutor, pentru că până la urmă aici avem, aici avem de face cu costul. Și știți care e primul cost care trebuie să-l plătească? Costul empatiei i s-a făcut milă de el. Și ce înseamnă empatie? A simți cu cineva. Empatie egal din Biblie, plângeți cu cei ce plâng. Și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Vai, ți-ai luat mașină nouă! Dă da să te pup! Plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Totdeauna, să știți, atunci când pui la suflet treaba asta cu oamenii, puțin te consumi. Pentru că spunea unul dintre prietenii mei, mare predicator, o să atunci când plângi, muști din tine câte ceva. Pentru că zicea el fericit de omul care nu are niciun fel de reacție. Pentru că va trăi mult. De obicei, cei care se consumă, pleacă de vreme. Dau drumul la baterii și bateriile se consumă când plângi, când râzi cu celălalt, când îl iubești, când îl încerci să-l ajuți, când îți pasă preotul și levitul. Uitați cum au pus întrebările. Preotul și levitul au pus următoarea întrebare. Dacă mă opresc să-l ajut pe acest om, ce se va întâmpla cu mine? Așa o zis preotul și lovitul. levitul, dacă vine ăsta și mă lovește în cap, poate că nu mor, poate că se face. Dacă mă spurg, dacă mă încurc, ce se va întâmpla cu mine, eu un levit, eu un preot, dacă mă opresc în dreptul lui? Dar fiți atenți cum a pus Samariteanu întrebarea. Dacă nu mă opresc în dreptul lui, oare ce se va întâmpla cu el? Am ajuns la concluzia că ori de câte ori folosim cuvântul mine sau eu, e un drac care deja a intrat în noi eliberezi puterea lui Dumnezeu din tine în momentul în care zice El. Ce fac cu El? Cu ce-L pot ajuta pe El? Cu ce-L pot ridica pe El? Și atunci automat Duhul lui Dumnezeu coboară peste tine și îți dă puterea să faci lucrurile astea. Am ajuns la concluzia aceasta că oamenii din jurul nostru trebuie să vadă că ne pasă de ei Că suntem prea egoiști să ne pese doar de noi. Și din cauza asta avem atâtea probleme. Pentru că Dumnezeu vede că ne pasă doar de noi. Și atunci ce Dumnezeu nou, atunci ia, rezolvă de singur. Prietene! Pentru că m-am gândit la un lucru. Acum, știi ce i-o dat? I-o dat unde lemnul, l uns. De ce? Că pielea să face mai moale. L-a uitat și-a pus vin. Vin are alcool în el. Dacă au auzit cineva de treaba asta, știți? Știu până mă, că are vin în alcool. Uh, vom cu vin că alcoolul desinfectează. Care credeți acum dintre dumneavoastră că era cu janta de prim ajutor la el? Cu crucea pe aia, uh, crucea, uh, Janta de prim ajutor. Și că avea fașe, Ziceți, de unde o procurat fașe? Că așa zice că l-o bandajat, e o legare în ele. De unde? asta e. Tot o fobine până mulți sunt în stare să dea și unde lemnul și vinul. Nu e o problemă. Dacă în să rupe un armani, înțelegeți? Mă, și-o rup hainele de pe el. Și-o hainele de pe el și -o făcut. făcut. Parcă era mama când îmi rupea zdranțele alea să facă la război covoarele ale de... Asta e o mare problemă la noi. Pentru că din viață Dumnezeu ți-a dat o bucată cam atâta și cu viața asta trebuie să faci și să dai și la alții. Că dacă nu uită-te în ochii mei, vei fi clientul meu la depresie și a altor psihologi. Cât încerci să-ți păstrezi viața întreagă și să nu faci... O să mor cu un de lemn în mână și cu vin în mână și o să mor cu fașele întregi. Ascultă-mă, fără sens în viață. Pentru că până la urmă știți ce înseamnă empatia. Era una așa solidocă pe vremuri, Oprah Winnie, aia prezentatoarea aia mare americană. Au avut 107 kg la un moment dat. 107 kg. O hotărâ să facă o să facă cură de slăbire. Și au găsit un antrenor. Și ce a făcut antrenorul ăla? O slăbit împreună cu ea. Că au zis, nu se poate să slăbim atâta. Badră că la n-avea nevoie. Dar au zis așa, pentru banii pe care mi-i dai, vreau să-ți demonstrez că mâncăm aceeași mâncare, facem același sport în fiecare zi și slăbesc ca tine. Nu vine să creadă. Când o fostea slim și el era piele și os. Bine că mai și-o dat o roabă de bani. Dar vreau să spun felul în care a pus problema omul. Dar nu vin să te comand, să zic, stânga, dreapta, stânga, dreapta, du-te și slăbește. Slăbesc cu tine. Plâng cu tine. Te ajut. Îs aici. Hai că poți. Hai că poți, asta înseamnă empatie. Cum adică să ard un frate de-a meu, zice, să meargă și eu să nu ard, să-l văd că se departă de Dumnezeu și eu să zic, nu-mi pasă bine cum mai rămas mai mulți? Cum adică să aud că un frate de -a meu a luat o păcărare greșită și să spun că nu mă interesează, că nu-i prun cum eu? Pentru că atunci când va fi vorba de prun cum eu, nu va mai fi nimeni lângă mine să-mi ajute. Întotdeauna este un cost a spre rău. A simți cu celălalt, a avea empatie. Apoi am văzut că există costul timpului. Și știți și a făcut omul ăla? Și a întrerupt programul. Pentru că acel om dintre noi care nu are buton de întrerupere, e un om terminat. Va trebui să aveți fiecare dintre voi buton de oprit. Toți dintre noi de aici, toți ne facem proiecte și planuri și avem orare și ne spunem, uite, de mâine fac lucrul ăsta, îl fac dacă va voi Dumnezeu. Dar dacă vine ceva să se oprească în dreptul meu, gata, gata, opresc butonul, 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 îl oprim. Am citit de exemplu în în, în, la o universitate creștină, un, doi profesori au hotărât să facă un experiment. și scare. Au făcut două grupe de studenți și le-au spus să pregătească o predică pe care trebuia să o țină în clădirea aceea de dincolo. Și au pregătit-o aici, în sala asta, și trebuie să o țină dincolo. Și le-au spus așa, la o grupă, o zis, bă, fii atent, trebuie să vă grăbiți că nu aveți atâta timp. Viteza cu care o spuneți aici va trebui ca să fugiți rapid dincolo, pentru că trebuie să o și spuneți în câteva minute predică. La ăștia, la alții, la grupa a doua, le-au spus, mă, terminați-o când puteți, după aceea mergeți mergeți încet, că aveți vreme, și o țineți spre că aveți vreme până sară. Și ce-au făcut? Orașezat între cele două clădiri un om căzut jos. Ăștia au făcut predicile și au făcut predicile și trebuie să meargă să le spună. Și acum ascultați. De la cei care li s-au spus, vedeți grăbiți vă că e o problemă. 63% 63% au trecut pe lângă omul ăla și nu s-au atins de el. Nu vă întrebam, dar bă, ce căzut acel om ăsta la noi la universitate jos? Și s-a dus să -ți țină predica rapid. La ceilalți care l au spus că este vreme, doar 10% dintre studenți nu s-au oprit. Ei la 90% s-au oprit toți. Mă, stai cu că am vremea mult, timp. este până mă duc să-mi țin predica din golo. Și cu ce a venit dracul la noi cu fiecare? Cu tirania urgentului. Nu mai e vreme. Și așa ești ocupată. Ocupată nu mai e timp. nu mi-e timp. Cum o să nu fie timp? Că avem atâta timp, berecheta, mă, dacă stăm trei ore pe Facebook, mă. În fiecare zi câte un film, în fiecare zi câte o telenovelă cu proști, știri, meciuri, stat la cafele și taclale și minciuni, pe mol, umblând ca și extraterestri, fugind cu janta de la un magazin la altul. avem timp, nu avem buton de oprire. De câte ori nu scrie în Biblie, în psalmi, oprire! Priți-vă să știți că eu sunt Domnul. Dacă ai căzut jos, cum să nu mă opresc? Acest robot? mă robot să nu se pot opri. L-ai programat și așa rămâne. Voi sunteți oameni lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vă dă și buton de oprire. Pui telefonul pe mod avion. Nu mai a la nimeni. Acum e vremea mea cu Dumnezeu. m M-am oprit. Acum ajut pe cineva, m-am oprit. Ăsta a fost al treilea cost, al doilea cost. Costul empatiei, adică să spară rău, să simți. Costul timpului. Și apoi după aceea avem un cost financiar, că iată cum se sfârșește totul până la urmă. Urât se sfârșește pilda. La bani. La bani. o scos două monede de argint. Nimeni nu și-ar fi amintit de samaritean dacă ar fi avut numai intenții bune. Nimeni. Nu predicam astăzi din el. Că au avut numai intenții bune. Dar samaritean a mai avut și ceva. Bani. Bani. Și nu au avut mulți. Dacă are avut odată, Vreau să vă spun ceva. Că Hristos spune lucrul ăsta. În perioada aceea ei aveau trei feluri de zeciuială. Evrei. Prima zeciuală pe care o dădeau era la templu pentru leviți și pentru preoți. A doua zeciuală pe care o dădeau erau zeciuala pentru săraci. Pentru că templul nu făcea ajutorări. Și atunci, tu ce făceai? Dădeai o parte din bani templu, bun, asta e pentru popă. Dar mergeai și căutai să vezi, este cineva bolnav, este cineva amărât, este cineva nu -și... bun. Ia, trimite, face, dăm. Și a treia zecioală pe care o aveau, vă rog să fiți atenți ce vă spun, era zecioala pentru nevoi personale spirituale. Asta însemna te duci, la, te duci la o, eu știu, la o sărbătoare, trebuia să plătești, nu? Drumul până la sărbătoarea respectivă, până la Ierusalim, mielul la templu, trebuia plătit. Plus, după aceea, tot ca dezvoltare personală și creștere personală, să-ți cumperi cărți, să citești, să crești în Hristos, în Dumnezeu. Astea erau cele trei tipuri de zeciuială. El n-a făcut altceva decât să-și facă datoria pentru că până la urmă acolo să sfârșesc toate. Pentru că atunci suntem oameni puternici Când mă înțelege că Dumnezeu ne-a dat toți banii și putem da toți pe medicamente înapoi. Eu când aud tratamente, om care are salariu și doctorul știe mai bine ce vă spun. Sunt oameni cu salarii de 20 de milioane și trebuie să plătească tratamente de 40 de milioane pe lună. Ascultați-mă. Dublu de cât au salar. Nu-i un har al lui Dumnezeu că banii poți să ți dai pe pâine? Nu-i un har al lui Dumnezeu că banii pe care ai tu ți poți da pe o haină, pe ceva să-ți cumperi lapte la copii? Faptul că nu plătești medicamente, ururi, sau intervenții care costă sute de mii de euro! Toată ziua am Primesc poze de la Facebook cu copii care sunt în tot felul de spitale, când aud tratamente, spurcaților, mereu le spur, spurcaților, nenorocită societate, în care tratamentele medicale trebuie să fie atâta de scumpe. Și societatea asta pradă banii pe orice fel de prostii, pe felul de, nu știu ce, cu negri, cu numele, pe filme de doi bani, pe numeie. Și actele medicale sunt atât de scumpe. Ai vrea să închei, că deja e vremea să ne rugăm. Știți cine e aproapele meu? Fals! Eu trebuie ca să fiu aproape. Și nu vă vine să credeți ca să fiu mai aproape de voi. Până la urmă trebuie să fac un ocol. Eu îmi fixez drumul, paci, ascultați-mă. Drumul E pe unde sunteți voi, nu pe unde mi l-am fixat eu. Dacă există un om care are nevoie de noi, aici suntem. Dacă arde cuiva casa, aici suntem. Dacă e cineva care are nevoie, nu știu că mi-am adus în minte acum o, o, chestie foarte faină. Mi s-a întâmplat pe vremuri. Când a fost în urmă cu vreo 20 de ani sau 15, Rodi, poate ți aduce minte chestia aia cu bucurel în duminica aia? Dacă vă mai aduceți minte cei din biserică, Lovi să bucurelul săracul cu microbuzul, o babă. Știți babele alea care trec prin spatele microbuzele tot timpul ca să i lovești când ai cu spatele? Știți că există babe din alea. Ale care... Au <coughs> venit bucurie, aceea să nu spun prostii. Nu este ce, e și acei, cu pruncul, poate cu David. Am zis, trebuia să se împace cu bătrâna, nu știu, 40 de milioane, să aduce minte, Rodi. Era mai să sărăcuță atunci. Noi în biserică eram dincolo. Și am spus, uite, am mărât ăsta, l-am adus aici, o lovi baba. Și am zis, trebuie să se împace, că atât o cerucă, dacă nu -i... Și am zis, uite, Otilia, vină aici și cântă ceva. Cântăm o cântare, am zis, și vedem ce facem. Era ora 12, terminată predica tot, gata. Frații deja aveau un ochi, numai așa mergeau sarmalele, așa. Se când de manetă și atunci trei sarmale sunt întâlniră. Știgători. Și au venit farfuria cu banii, zicătă, rodi, aici în față, lângă ambona. Și numărau. 27 de milioane. Bă, stați că n-ați înțeles bine zic, poate voi vreți să prindeți și slujba de vecer, neamul direct, ci. N-ați înțeles că nu plecați acasă până nu să strângtăți banii. Când au auzit de speriați, am zis, încă o cântare. Știți, eram cu dedicații deja acum. S-au banii și poporul a putut pleca eliberat acasă. Când e urgență, E urgență. Când e urgență, e urgență. Mă opresc. Nu contează ce plan. Că Dumnezeu poate schimba planul tău. Ce planuri v-ați făcut de revelion? Eu nu mi-am făcut mari, dar au fost mai incredibil decât m-am așteptat. S-a înfundat canalizarea, tot o sub sol mine în noapte de revelion, toți eram în... Nu se poate spune de la unul. Voi trebuie să pricepeți un lucru. Că Dumnezeu, dacă nu-ți întrerup tu singur planurile, să le întrerupe El de nu te vezi. Și vai de tine! Că mâine îți faci planuri că vei fi acolo și acolo și vei face negoț acolo și dincolo și mâine ești cu plămâni albi, în spital, la ventilator și doctorii spun că nu se mai poate face nimic. Așa schimbă Dumnezeu planurile de multe ori. Haideți să ne ridicăm în picioare. Fiți ca samariteanul, fraților. Să vă coste sufletul aici la inimă să vă doară de fratele vostru. Să vă coste timpul, timpul lui Dumnezeu, El mi l da, slăviți să fie El. Și fraților, să vă coste și banii, că mai bine să-i dați la un sărac decât să-i dați pe medicamente. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să facă din noi oameni sensibili, oameni buni, adică cum zicea Iov, oameni până la urmă. Rugați-vă ca Domnul să facă din noi niște samariteni buni. Amin.